Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc, este candidatul majorității parlamentare pentru funcția de prim-ministru. Diplomatul este susținut de 53 de deputați din fracțiunea PSRM, grupul parlamentar pentru Moldova și câțiva deputați independenți. Formarea majorității parlamentare, dar și desemnarea unui candidat pentru funcția de premier a fost anunțată în debutul ședinței Parlamentului. Pentru a evita blocajul instituțional cauzat de lipsa unui dialog bazat pe respect și diligență între președintele Republicii Moldova și Parlament, declarăm despre constituirea majorității parlamentare de către subsemnații prezentei declarații, deputații ai Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a 10-a, pentru susținerea candidaturii domnului Golovatiuc Vladimir pentru funcția de prim-ministru. În acest context, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, se arată convins că Vladimir Golovatiuc este un profesionist capabil să soluționeze criza socială, financiară, bugetară și cea pandemică. Doar un guvern cu competențe depline poate să depășească situația de criză, să asigure procurarea vaccinurilor și vaccinarea în masa populației, după care am putea discuta anumite scenarii politice și despre alegeri anticipate. Considerăm în continuare că în perioada pandemiei pot insista asupra organizării alegerilor parlamentare anticipate, când sunt confirmate zilnic mii de infectări și zeci de persoane decedate, doar politicienii cinici care sunt în stare să treacă peste cadavre doar pentru câteva procente din rating și noi mandate în Parlament, a scris Igor Dodon pe canalul său de Telegram. Pentru a depăși cât mai rapid blocajul instituțional, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a cerut organizarea imediată a consultărilor dintre președintele Maia Sandu și noua majoritate parlamentară. Invităm președintele Republicii Moldova pentru consultări cu majoritatea parlamentară la ora 12. Cu aceeași cerere către șeful statului a venit și grupul parlamentar pentru Moldova. Vladimir Golovatiuc este un bun profesionist, economist, profesor de economie politică și politician cu experiență. Are o vastă experiență care îi va permite să scoată Republica Moldova din criză. Vladimir Golovatiuc este o persoană apreciată și pe plan internațional, astfel încât va ști cum să atragă sprijin extern pentru cetățenii Republicii Moldova. Îi cerem președintei Maia Sandu să ia de această decizie politică, să desemneze în termeni cât mai restrânși candidatura majorității parlamentare și să dea dovadă de constructivism pentru a pune punct cât mai rapid crizei politice. În pofida faptului că există o majoritate parlamentară cu un candidat pentru funcția de premier, Maia Sandu refuză să inițieze negocieri cu deputații. Într-un comunicat al instituției se menționează că președintele a desemnat deja un candidat, acesta fiind fostul adjunct al Maiei Sandu la Partidul Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Doamna președinte să înțeleagă, este parlament, este instituție și este candidat. Nu va fi soluționată criza unilateral. Nu vom admite situații de impunere, nu vom admite soluții și asumări unilaterale, de aceea că acest lucru nu garantează stabilitate nici instituțională, nici politică, nici, până la urmă, dacă doriți, socială. Doamna Maia Sandu trebuie să discute cu Parlamentul și soluții trebuie depistate de noi toți. Parlamentul este la a doua tentativă de investire a unui guvern. Prima tentativă a fost consumată atunci când candidatul președintelui Sandu, Natalia Gavriliță și echipa sa au acumulat 0 voturi de încredere din partea Parlamentului.